Hei, salutare! În clipul de astăzi veți afla 50 de lucruri despre mine. În timp ce alți youtuberi decid să filmeze acest clip în momentul în care au deja foarte mulți abonați, eu am considerat că este mai potrivit să fac acest lucru acum, când sunt la început. Nu am în acest moment decât 50 și ceva de abonați, dar mi s-a părut mai logic acum, pentru că în felul acesta veți afla mai multe lucruri despre mine, mă veți cunoaște puțin mai bine, veți avea așa puțin o idee și despre contentul pe care îl creez și poate dacă avem lucruri în comun, veți rămâne alături de mine pe viitor. Așadar, să începem prin a spune că numele meu real nu este Noela. Însă, din titlul canalului meu, poate vă veți da seama că unul dintre filmele mele preferate, un film de suflet, este La Vita e Bella, un film italian, nominalizat și cu premiul Oscar în 1997, dacă nu mă înșel. Este un film foarte bun, pe care vi-l recomand în cazul în care nu l-ați văzut încă. Sunt născută pe 29 ianuarie 1988, așadar, în momentul de față, am 30 de ani. Sunt născută la final de ianuarie, așadar, sunt zodia Vărsător. Și ce pot spune este că întotdeauna m-am înțeles foarte bine cu zodia Gemeni. Am foarte multe prietene care și prietene și prieteni, băieți care sunt zodia Gemeni și consider că avem o conexiune așa specială. Ce mai pot să spun despre mine este că sunt o persoană foarte pofticioasă. Chiar nu pot să uit că atunci când eram mică, de câte ori mergeam la o petrecere cu părinții mei, mâncam foarte mult. Deci, bineînțeles că la noi știți cum se pregătește masa plină cu de toate și absolut toată mâncarea făcea cu ochiul. Deci, pur și simplu, vroiam să le încerc pe toate. Și mâncam ca disperata, deci chiar băgam în mine ca disperata. Mama îmi tot spunea să nu mai mănânc atât de mult, știind ce se poate întâmpla. Pentru că de fiecare dată după o astfel de petrecere, eu în momentul în care ajungeam acasă, da, vomitam, sau mai rău noaptea în pat. Așadar, mama știa cu cine are de-a face și mă sfătuia de fiecare dată să mănânc mai puțin, plus că era și puțin ciudat pentru că zicea că mănânc ca și cum n-am văzut mâncare în viața mea, dar pur și simplu nu puteam să mă abțin, eram foarte pofticioasă, oricât de sătulă eram, pentru că simțeam că am stomacul plin, mai puteam să mă forțez și să mai mănânc ceva. De asemenea, îmi place foarte mult să mănânc cartofi piure. I-am ales întotdeauna în locul cartofilor prăjiți. Tot așa, când eram mică, mama ne întreba mereu ce să ne pregătească alături de cărniță, dacă vrem piure sau cartofi prăjiți. Ea, eu și sora mea răspundeam în același timp. Eu spuneam piure și ea spunea cartofi prăjiți, așa că mama săraca trebuia să le facă pe amândouă ca să ne mulțumească pe amândouă. Mie plăcându-mi foarte mult cartofii piure, îmi place și mămăliga foarte mult, îmi place orezul cu lapte, dar și grișul cu lapte sau gris cu lapte, cum îi spuneam în Banat, acolo unde m-am născut. Așadar, îmi plac toate mâncărurile astea așa gen de bebeluși. Pentru că spuneam că am locuit în Banat când eram mică, până la 12 ani am locuit în Banat, acolo erau foarte mulți vorbitori de limbă germană. Părinții mei nu vorbeau germană, însă au considerat că dacă mă dau la o grădiniță nemțească, o să învăț limba, pentru că știți cum se spune, copiii au creierul ca un burete și absorb așa absolut totul. Și s-au gândit că este o idee bună. Bineînțeles, ideea a fost foarte bună, însă nu a funcționat la mine absolut deloc. Mi-amintesc că era o grădiniță foarte chic. Cred că era o grădiniță privată, cred că plăteau ai mei ca să mă duc acolo. Și mi-amintesc că aveau niște jucării superbe. Aveau tot felul de jocuri foarte scumpe. Îmi amintesc că trebuia să-mi las încălțările în momentul în care ajungeam la grădiniță și să îmi iau papuci din aceștia de casă, din ăștia care au tot felul de fețe, de ursuleți, de iepurași, încălțăminte care nu prea era așa obișnuită
în casele noastre când aveam eu vârsta respectivă și aveau și filme, tot felul de filme color, ceea ce la fel era ceva foarte special, însă cu toate că aveam acolo toate condițiile, era foarte frumos. Eu eram foarte nefericită de câte ori mergeam acolo pentru că nu înțelegeam absolut nimic. Și chiar dacă a trecut timpul, de mine tot nu s-a prins nimic. Poate știam și eu să zic bună ziua, mulțumesc și cam atât, doar foarte basic. Însă nu am învățat limba, de câte ori vroiam să mă joc cu copiii, ei spuneau care sunt regulile jocului, iar eu neînțelegând nimic, bineînțeles că eram exclusă. Și stăteam deoparte și eram foarte inhibată și nu înțelegeam de ce în momentul în care vin acasă și ies afară cu copiii din cartier, acolo mă descurc foarte bine și chiar le zic eu, uite, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să te ascunzi acolo, tu trebuie să sari într-un picior, nu știu, ce le spuneam eu să facă, făceau. Însă la grădiniță, chiar dacă le spuneam să facă asta, ei nu făceau și nu înțelegeam eu, chiar nu înțelegeam care e treaba, că există limbi străine, că noi vorbim în română și acolo vorbim germană, deci chiar nu-mi dădeam seama, deci cât de inteligentă sunt, nu-mi dădeam seama că era o altă limbă, adică bine, observam că e altceva, că folosesc un alt limbaj, dar nu eram eu conștientă că este o altă limbă. Și în momentul în care mergeam la grădiniță, nu mă băga nimeni în seamă, iar la bloc, eram șmecheră. Și nu am înțeles eu chestia asta și într-o zi, bine, am vorbit cu cineva din cartier de acolo și le-am zis, băi, ce nasol că uite la grădiniță, te duci acolo și nu înțelegi nimic, în schimb aici înțelegem tot, ne înțelegem între noi. Și fata respectivă era la o altă grădiniță și mi-a zis, păi, dar cum? Că eu la grădiniță tot așa mă înțeleg cu copiii, cum mă înțeleg aici? Atunci am avut o revelație și m-am dus acasă foarte, foarte, foarte fericită și am spus lui mami că vreau să merg și eu la o grădiniță așa cum vorbim noi. Deci nu am știut să spun că la o grădiniță în care se vorbește limba română, am zis și eu la o grădiniță așa cum vorbim noi. Da. Deci a fost un eșec perioada respectivă din cauza că nu s-a prins de mine absolut deloc limba germană, pe care nu o vorbesc nici în ziua de astăzi. Cu toate că atunci când eram mică eram varză la germană, nu s-a prins absolut de mine nimic, pot să spun că în momentul de față sunt ok cu limbile străine, vorbesc ok engleză, franceză și neerlandeză sau flamandă, cum se spune aici în Belgia unde locuiesc acum. Pentru că în Belgia se vorbește franceză și se vorbește flamandă, un fel de olandeză, doar că accentul diferă. Plus că vorbesc și puțină spaniolă, deci acum sunt ok cu limbile străine, însă am descoperit că la mine funcționează învățarea folosind memoria vizuală. Am o memorie vizuală foarte ok, zic eu. Pentru că dacă văd textul scris, pot să-l rețin foarte ușor. Pentru mine e foarte important în momentul în care pronunți un cuvânt într-o limbă străină, să-l văd și scris pe hârtie, atunci pot să fac o conexiune între cum l-ai rostit și cum se scrie și atunci îl rețin foarte ușor. Însă dacă doar îl aud și nu am idee de cum se scrie, o să-mi fie foarte greu. Mai ales când eram mică, bineînțeles, nu știam nici să scriu. Așa că a fost greu pentru mine să învăț atunci limba germană sau să învăț engleza. Nici engleza nu știam absolut deloc până să o învăț la școală, pentru că îmi amintesc, la fel ne uitam la Cartoon Network, pentru că pe vremea mea încă ne uitam la acest post de desene animate. Nu exista YouTube-ul, copiii din ziua de astăzi se uită pe YouTube și găsesc orice desen animat își doresc. Ne uitam la Cartoon Network și pe atunci nu erau traduse desenele, cum am înțeles că este în ziua de azi. Și foarte mulți prieteni de-ai mei înțelegeau absolut tot. Îmi amintesc că stăteam la televizor și mă uitam cu niște prieteni și ei râdeau la glumele pe care le spuneau acolo, însă eu nu înțelegeam nimic pentru că, așa cum spuneam, nu se prinde nimic de mine dacă nu văd cum se scrie. Când eram mică, m-a prins și pe mine trendul respectiv de telenovele, așadar am văzut foarte multe telenovele când eram mică, de la Marimar, toate astea, filmele astea cu Talia, Rosalinda și așa mai departe, ce mai era pe vremea aia, până la Betty cea urâtă, cei din generația mea probabil își amintesc de aceste telenovele și, bineînțeles, urmărind un serial, deci uitându-te
la un film care durează aproximativ o oră în fiecare zi, bineînțeles că se prinde și limba de tine, chiar dacă nu vezi cum e scris, mai ales, bine, limba spaniolă este o limbă latină, așa că era mult mai ușor decât germana sau engleza și asta, da, s-a prins de mine și vorbesc spaniolă, dar nu pot să zic că am învățat-o la școală absolut deloc și poate că nu știu să scriu foarte corect. Însă mi-aș dori foarte mult să învăț limba portugheză. Asta este o dorință de-a mea și sper să o învăț la un moment dat în viața asta. Îmi plac foarte, foarte, foarte mult culorile. De la roz, roșu, mov, albastru, verde, îmi plac aproape toate culorile și mai ales dacă sunt combinate așa, dacă văd mai multe baloane, biluțe colorate, cum sunt la locurile de joacă pentru copii, pur și simplu mă atrag foarte mult și îmi dau o energie foarte pozitivă. Încă o chestie despre mine, am învățat să înot și să merg pe bicicletă de-abia la 25 de ani. Nu știam să fac asta în copilărie, când mergeam la strand cu prietenii, stăteam, bineînțeles, doar pe margine. Au avut părinții mei o tentativă de a mă da la înot, dar am zis nistar că mi-ar fi prea frică și că și-ar irosi banii plătind un instructor, pentru că o să fie prea teamă ca să mă las să mă învețe și pur și simplu nu am învățat. La fel cu bicicleta, mi-amintesc vecina mea, tanti Lili, care a avut grijă de noi mult când eram eu mică și părinții erau la lucru. Ea a încercat și ea cu băiatul ei, Denis, să mă învețe să merg pe bicicletă, dar pur și simplu a fost un eșec total, din nou. Nu m-am priceput deloc și am lăsat o baltă, mi-a fost teamă să mai încerc mai târziu, însă la 25 de ani de ce am învățat să merg și pe bicicletă și să și înot, pentru că pentru o perioadă am avut grijă de două fetițe și bineînțeles ele erau de vreo 4-5 ani, însă ele știau deja și să înoate și să meargă pe bicicletă și mi-a fost cam rușine. Eu trebuia să am grijă de ele și să merg și eu cu ele pe bicicletă și să înot și eu cu ele și eu nu aveam habar. Așa că am zis, hai, m-am forțat și am învățat și eu să înot și să merg pe bicicletă. Bineînțeles că nu sunt expertă, nu sunt foarte bună, însă mă descurc, dacă mă arunci în apă o să reușesc să înot și la fel pot să merg pe bicicletă, însă normal că nu o să particip la competiții, asta nu cred că e de mine vreodată, însă da, mă descurc, știu să merg pe bicicletă și știu să înot. Am luat permisul de conducere din prima, ceea ce nu mă face să par prea inteligentă. De curând am citit un articol distribuit de un prieten pe Facebook care spunea că oamenii inteligenți nu iau permisul din prima. Na, eu l-am luat din prima, ceea ce mă face cam idiotă. Cum a răspuns cineva într-un comentariu? Bă, înseamnă că eu sunt idiot rău că eu l-am luat din prima. Deci cam așa ceva și la mine. Bine, am luat permisul din prima, am condus, vă spuneam că am avut grijă și de niște copii, a trebuit să-i conduc pe la diverse activități. Bineînțeles că am condus și conduc și acum, însă nu îmi face o deosebită plăcere, nu pot să spun că, wow, sunt pasionată de condus, îmi place să fac chestia asta foarte mult. Nu, dimpotrivă, chiar nu îmi place, însă la nevoie o fac. Când eram mică, îmi plăcea foarte mult să imit diverse personaje din filme sau pur și simplu din prieteni, din cunoștințe, din prietenii părinților, pur și simplu poștașul sau, nu știu, tot felul de personaje îmi plăcea să le imit, cum vorbesc, cum se mișcă, cum dansează și așa mai departe. Și chiar organizam spectacole în spatele blocului, din nou e o chestie de modă veche, așa aș putea să spun acum, pentru că în ziua de astăzi copiii nu mai ies afară, însă pe vremea mea, deja am ajuns să spun pe vremea mea, da, ieșeam foarte mult afară cu prietenii din cartier și ne jucam și eu organizam spectacole. Îmi plăcea foarte mult să fac chestia asta, eram pasionată.
Plăcea să dau roluri diferitor persoane. Eu veneam cu ideile ce anume să facem, interpretam domnul Goe sau, mă rog, încă o chestie despre mine. Când eram mică, îmi plăcea să mă uit foarte mult la Vacanța Mare. Unele glume nu erau poate potrivite vârstei mele, însă părinții mei se uitau și se amuzau foarte mult și m-a determinat și pe mine să mă uit. Bine, asta era pe vremea când încă nu aveau spectacol, nu aveau emisiune la Pro TV. Îmi plăcea când erau pe vremuri și organizau spectacole prin țară. Nu știu dacă știți despre ce vorbesc, însă atunci erau foarte tari. Și ascultam casetele lor sau ne uitam pe casete video sau ascultam, deci doar audio, foarte, foarte des. Le ascultam și reascultam până le rețineam pe toate. Pur și simplu mi-amintesc că știam aproape orice replică de pe casetele respective și la un moment dat organizam spectacole și imitându-i pe cei de la Vacanța Mare sau cu dansuri, cu piese de teatru, tot felul de spectacole. Și mi-amintesc că la un moment dat chiar percepeam o taxă pentru asta și îi rugam pe părinții copiilor care participau la spectacol să vină să aducă câte ceva. Mi-amintesc că unii aduceau popcorn, la fel de vânzare, ca să facem bani din chestia asta. Alții aduceau acadele, bomboane din acelea făcute de zahăr ars, din zahăr ars, și la fel le vindeau publicului care venea și plătea oricum o taxă. Apoi mai trebuiau să plătească și pentru popcorn sau acadele. Pur și simplu făceam noi o afacere și strângeam bani. Eram foarte încântați la final, bineînțeles, aplauze și toate astea ne făceau mare plăcere. Și îmi amintesc că apoi ne cumpăram dulciuri pentru toți cei care au participat. Cumpăram dulciuri și era toată lumea fericită. Înainte de căsătorie, numele meu de familie era Similea. Poate că știți, poate că nu, mulți din noua generație poate nici nu mai știu. Angela Similea este o cântăreață de muzică ușoară, cum era numită înainte, iar ea este verișoara primară a tatălui meu. Și bineînțeles că mă chema Similea și toată lumea mă întreba: a, ești rudă cu Angela Similea? Da, și atunci începea o poveste de fiecare dată. Acum nu mă mai cheamă așa, pur și simplu lucrurile s-au schimbat, însă mi-amintesc că toată lumea mă întreba: a, și cânti? A, ia cântă-ne ceva! Da, mă rog. Eu nu beau cafea. Nu beau dimineața cafea, beau foarte rar atunci când vreau să mă răsfăț puțin și bineînțeles că pun un pic de cafea și mult mai mult lapte, ceea ce înseamnă că e un fel de cappuccino sau, nu știu, cafea cu lapte, nu știu exact. Deci nu beau cafea ca să mă trezesc de dimineață, deci nu beau cu scopul ăsta. Am mai încercat să consum cafea când aveam un examen și încercam să stau eu până mai târziu și să învăț, dar după ce beam cafeaua, dormeam perfect, pur și simplu nu mă ținea trează. Însă, chiar dacă nu beau cafea, îmi place foarte mult mirosul de cafea dimineața, îl ador, și de asemenea prăjiturile cu cafea, tiramisu, sunt delicioase. Nu beau cafea, însă beau foarte mult ceai, fără zahăr, nu mi-adaug zahăr, nu mi-adaug absolut nimic, pentru gust, adică nici suc de lămâie sau ceva de genul ăsta, cum obișnuiam să beau când eram mică. Însă îmi adaug lapte, ceea ce e foarte ciudat pentru mulți. Am înțeles că așa beau englezii, bine, am auzit apoi. Dar eu adaug lapte pentru că, deci cum a început, în momentul în care fac ceai, eu aș vrea să-l beau atunci. Dar e foarte fierbinte și eu nu pot să beau fierbinte și nu am nici răbdare până când se răcește puțin. Așa că m-am gândit odată, hai să-mi adaug puțin lapte, că e din frigider, e rece și ok. Dar mi-a plăcut gustul atât de mult, încât de atunci așa beau întotdeauna ceaiul, fără zahăr sau suc de lămâie, însă îmi adaug lapte. Sunt o persoană foarte friguroasă. Prefer căldura, chiar și în momentul în care eram însărcinată în această vară
Și eu locuiesc în Belgia acum. Și aici temperaturile foarte ridicate nu sunt un lucru comun, însă vara aceasta a fost foarte, foarte călduroasă, erau și 38 de grade. Însă mie mi-a plăcut foarte mult chestia asta, am zis că mă simt exact ca acasă, bine, în țară căldurile uneori sunt mult prea mari, însă 38 de grade spre 40 pentru mine încă era ok, mult mai bine decât să fie frig, deci prefer căldura de 1000 de ori. Sunt disperată după poze. Să fac poze, să mi se facă poze, bine, nu foarte mult să mi se facă poze, pentru că de cele mai multe ori nu-mi plac. Însă îmi place foarte mult să fac altora poze și mai ales copilului meu, acum, care are aproape 3 luni. I-am făcut atât de multe și memoria telefonului meu este aproape mereu full. Da, sunt disperată după poze. Când am fost mică, nu mai știu pe la ce vârstă, dar cred că pe undeva pe la 8, 9, 10 ani, mi-am cumpărat un aparat de fotografiat. Wow, mi-am amintesc că eram una nouă la cer, nu puteam să cred că un aparat de fotografiat este ceva ce își poate permite un om normal, adică nu un fotograf. Pe vremea aceea nu făceai poze ca și cu telefonul în ziua de azi, bineînțeles. Încă o chestie despre mine, am purtat ochelari. Nu-mi plăcea chestia asta absolut deloc. Nu-mi plăcea să mă văd cu ochelari. De câte ori mi se făcea o poză în care apăream cu ochelari, o ștergeam. Și nu suportam, mai ales când ploua, pentru că tot timpul se udau, trebuia să-i șterg. Nu-mi plăcea în momentul în care veneam de la frig la căldură în casă, se abureau tot timpul, sau când deschideam cuptorul, la fel mi se întâmpla tot timpul să se aburească și mă scuta din sărite chestia asta. Și în 2016 am reușit să-mi fac operații la ochi, sunt foarte, foarte mulțumită. Și mi se pare că este una dintre cele mai bune investiții pe care le-am făcut în viața mea. Încă o chestie despre mine, mi-am cunoscut soțul pe Facebook. Așadar, sunt recunoscătoare Facebook-ului pentru că mi-am cunoscut iubirea vieții mele datorită lui. Încă o chestie despre mine, nu sunt în stare să am grijă de flori. Știu că se spune că, mi-a spus chiar o prietenă, că vai, știi că dacă nu ești în stare să ai grijă de niște plante, înseamnă că nu ești în stare să ai grijă nici de un soț sau de o familie. Ceea ce nu prea cred că este adevărat, pentru că eu cred că reușesc să am grijă de familia mea, însă nu reușesc niciodată să am grijă de niște plante, cu excepția unor orhidee pe care nu trebuie să le uz decât o dată pe săptămână, cam așa, eu așa fac și sunt ok. În rest, nu am fost în stare de nicio plantă. Singurele pe care le pot îngriji sunt cele fake, pe care nu trebuie decât să le speli din când în când, să le cureți. Și slavă Domnului, în ziua de astăzi există și plante fake, care nu sunt așa chicioase, care sunt mai ok, sunt mai costisitoare, însă au un look mai natural, ceea ce e o bucurie pentru mine. Nu-mi place să urmez un trend. Dacă, nu știu, toată lumea consideră că Brad Pitt, să zicem, este un actor frumos, mie mi se pare foarte urât. Bine, nu e foarte urât, dar nu mi se pare frumos, nu mi se pare așa, wow, special. Mi-amintesc când eram mică, toată lumea era nebunită după Spice Girls și toate fetele o considerau pe Emma, cea blondă, foarte frumoasă. Ei, eu întrebam, băi, de care vă place vouă? Păi, Emma e cea mai frumoasă, logic. Spuneau multe, bine, mai erau și cu Victoria și așa mai departe. Însă majoritatea o considerau pe Emma, cea mai frumoasă, atunci eu am zis, a, ok, mie atunci îmi place cea roșcată, doar ca să nu fiu ca toată lumea. Întotdeauna am fost așa, dacă tuturor le-a plăcut ceva, eu a trebuit să fiu pe dos, mie să nu-mi placă. Întotdeauna am avut animăluțe de companie și aici trebuie să le mulțumesc părinților mei că ne-au permis acest lucru, deși am locuit la bloc întotdeauna. Am avut și căței și pisici, mai mulți, adică am avut prima dată, o să zicem, o pisică, apoi am avut un hamster, porcușor de Guinea, am avut iepuraș, după aia iar am avut pisică, după aia cățel.
Am avut foarte multe animale de companie care, bineînțeles, că îți fac viața mai frumoasă și mi-ar plăcea și acum să am un cățeluș, de exemplu, prefer căței, dar stau în apartament cu chirie, proprietarii nu prea-ți permit chestia asta, plus că atunci când mergi la lucru, cățelușul stă acasă singur toată ziua și e dureros și trist, atât pentru el cât și pentru tine, și nu are sens să chinui un animăluț dacă nu e nevoie. Încă o chestie despre mine, am făcut varicelă sau vărsat de vânt de-abia la 30 de ani, adică anul acesta, când eram și gravidă, cred că aveam vreo 32 de săptămâni, da, cam așa, cam 32 de săptămâni, și m-am umplut de bubițe și slavă Domnului că au trecut. Am încercat să nu fac un caz din chestia asta, deși am auzit că dacă faci varicelă când ești adult, poți să faci febră foarte mare și pot duce la alte complicații, însă am încercat să rămân mereu pozitivă, să mă gândesc că sunt doar niște bubițe care o să treacă, mare lucru, și așa a și fost, sarcina a fost ok, nu este un pericol dacă nu se întâmplă chestia asta în primele săptămâni de sarcină sau chiar în ultimele săptămâni de sarcină. Eu, slavă Domnului, am născut după 40 de săptămâni, așadar 32 era departe, era safe, a fost ok ca să îmi revin complet. Tot despre mine pot să spun că am un semn pe picior. În momentul în care eram mică, mama, la fel, seara era un ritual să bem ceai. Îl fierbea pe aragaz, așa, era altfel decât modalitatea prin care fac eu astăzi ceaiul. Încălzesc niște apă în fierbător și îmi pun pur și simplu într-o cană. Atunci era așa un ritual, să ne așezăm la masă, să bem toți ceaiul și să discutăm despre cum a fost ziua noastră. Și eram așa nerăbdătoare și agitată și le povesteam, și mama, în momentul în care a venit cu ceainicul, cu apa fierbinte, eu am dat din mâini și mi-a curs apă pe picior, și de atunci am un semn acolo, care nu se vede foarte tare, dar eu știu despre el. Mai am foarte multe alunițe, una aici, mai am pe spate, da, și prin alte locuri am alunițe, și acum mai nou am semne de la varicelă, mi-au rămas vreo 3 semne pe față, pentru că deși nu m-am scărpinat, pentru că nu mai sunt copil să fiu așa, să nu pot să mă abțin și să mă carpin pe față, mi-au rămas semne pentru că am folosit un spray de la farmacie, ci că să usuce bubițele respective, dar le-a uscat, dar în momentul în care au căzut a rămas semn, așa că mai bine nu îmi dădeam cu nimic. Cifra mea preferată este 7. Mi se pare așa că sună așa cam povești. Este o cifră foarte frumoasă pentru mine și îmi place că și data mea de naștere este 29 și mă gândesc fac așa 9 minus 2, e 7. Soțul meu este născut pe 27 februarie, deci din nou are 7. Iar copilul meu este născut pe 16, deci 6 plus 1, 7. Vă spuneam că sunt pofticioasă și îmi place să mănânc aproape orice. Mai nou, bine, în ultimii ani, am decis să duc o viață mai sănătoasă. Cred că asta vine și cu vârsta, cu maturitatea, te gândești mai mult la sănătatea ta și te gândești că vrei să-ți hrănești corpul cu chestii nutritive cât mai bune, mă rog. Deci, dar oricum, în general, sunt o persoană pofticioasă și mănânc aproape orice. Ce nu îmi place însă, nu-mi plac semințele de pin, deși îmi plac salatele foarte mult cu brânză de capră. Știu că se pun semințe de pin pe deasupra și asta face să nu mai îmi placă salata respectivă. Așadar, nu-mi plac semințele de pin. Și nu-mi plac eclerele, ceea ce e o chestie ciudată, pentru că majoritatea oamenilor consideră eclerele unele dintre cele mai bune prăjituri. Mie însă nu-mi place aluatul respectiv și crema de vanilie nu mă dă pe spate, în general, vanilia. Sunt mai eficientă atunci când sunt presată de timp. Probabil toată lumea e așa, nu știu asta. Însă dacă îmi spui, ai 10 minute la dispoziție să îmi trimiți nu știu ce informație, gata, mă ambiționez și îți trimit. În schimb, dacă îmi spui într-o săptămână să-mi trimiți informația respectivă,
Probabil o să ți-o trimit în ziua a șaptea, seara, eventual. Da, deja dacă sunt presată de timp, funcționez mult mai eficient, mult mai bine. Tot apropo de timp, nu sunt o persoană matinală, dimpotrivă, lucrez mult mai bine seara, sunt și născută la ora 9 seara, poate că are o legătură, așa am auzit, că dacă ești născută seara, funcționezi mai bine seara, nu știu dacă e adevărat, dar la mine se aplică. De foarte multe ori pentru examene m-am apucat să învăț la ora 8 seara și am rămas toată noaptea să învăț și n-am nicio problemă cu asta, apropo, deci chiar nu am o problemă să stau noaptea, ceea ce înseamnă că nu sunt deloc matinală. Îmi place să dorm până târziu, însă îmi doresc să schimb acest lucru. Nu sunt matinală, dar îmi doresc foarte mult să fiu, pentru că știu că ai foarte multe de câștigat dacă te trezești de dimineață, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Chiar am avut multe perioade în care mă trezeam la 6 dimineața, mă apucam să alerg, știam că ești mult mai eficient întreaga zi dacă te apuci, dacă începi ziua de vreme. Și așa este și încă lucrez la lucrul ăsta. În momentul în care o să reușesc să mă trezesc de dimineață și my goal, deci țelul meu este să reușesc să mă trezesc în fiecare dimineață pe la 5 și jumătate, când o să reușesc să fac asta, o să vă anunț. Îmi place competiția, mă ambiționează foarte mult, întotdeauna mi-am dorit să fiu prima, să învăț cel mai bine din clasă, să prostii din astea. Știu că nu contează foarte mult. Chestia asta nu spune mare lucru despre tine, că ești cea mai, mă rog, ai notele cele mai mari din clasă, însă pe mine competiția mă ambiționează. Îmi plac foarte mult ritmurile latino, chiar în această vară piesa mea preferată a fost Dura, pe care chiar am dansat foarte mult când eram însărcinată și cred că și cu o zi înainte de a naște am dansat pe piesa respectivă, pur și simplu nu puteam să mă abțin. Chiar am un filmuleț pe Instagram, apropo, dacă nu mă urmăriți pe Instagram, mă găsiți la Noela Vita e Bella. Da, și îmi plac ritmurile acestea, reggaeton, latino, pur și simplu îmi dau o emoție, au un vibe pozitiv și îmi plac. Îmi plac foarte mult. Sunt o persoană foarte curioasă și foarte insistentă. Cel puțin asta mi-a spus foarte mulți dintre prietenii mei când i-am rugat, prin liceu cred, să mă descrie în 3 cuvinte. Acestea au fost dintre cuvintele cele mai des întâlnite, că sunt curioasă și insistentă. Îmi place foarte mult să mănânc picant. Și mănânc picant, pun sos picant aproape în orice fel de mâncare. Probabil că am mai menționat asta sau v-ați dat seama, sunt mămică, am devenit mămică în acest an. Am născut pe 16 august 2018 un băiețel. Chiar faptul că am început să fac YouTube a pornit oarecum de la faptul că am postat un cover de la piesa lui Feli. Și cu două inimi. Am făcut un cover pentru că mamei mele îi plăcea foarte mult această piesă. Știa că sunt însărcinată, deci bineînțeles că s-a gândit la mine. Și atunci m-am gândit să fac un cover, deși nu cânt bine, pur și simplu cânt ca orice om. Dar nu știu cum de-am îndrăznit să postez așa ceva. Însă faptul că am postat clipul respectiv m-a îndemnat oarecum să mă apuc de YouTube, pentru că am făcut, nu știu, 1000 și ceva de vizionări în câteva zile și m-am gândit că e ok să continui cu YouTube-ul. Și de atunci am mai făcut un clip despre bebe în momentul în care am împlinit o lună. Peste câteva zile o să împlinească 3 luni. În orice caz, aceste două clipuri o să vi le las în descriere cu link. Încă o chestie despre mine, nu am avut niciodată în viața asta mai mult de 60 de kilograme. Întotdeauna m-am situat undeva între 50 și 55, cam așa. Dar de cele mai multe ori am avut 54 de kilograme, 54 aveam și înainte să rămân însărcinată. Și până la finalul sarcinii, până
În ziua în care am născut, am avut aproape 60 de kilograme, 59 și un pic. Deci până în 60 de kilograme am avut totdeauna în viața mea, iar în timpul sarcinii am luat 6 kg. Prima mea iubire a fost la o vârstă foarte fragedă și mi-amintesc de chestia asta și acum cu plăcere, pentru că de ce nu? Iubirea este un lucru foarte frumos în viața noastră, indiferent când se întâmplă. Și mi-amintesc că eram foarte îndrăgostită de colegul meu de bancă, Julien, și colegii mei de clasă cred că știau asta, mai ales copiii de la bloc știau chestia asta, pentru că de câte ori venea pe la noi prin cartier, tatălui lucra foarte aproape de blocul meu și de câte ori știam că e prin preajmă și se plimba cu bicicleta pe acolo, eu mergeam în cameră și mergeam în casă și schimbam ținuta. Îmbrăcam cu altă rochiță, mai stăteam 10 minute, un sfert de oră pe afară să mă asigur că mă vede, după care mergeam sus și îmi luam o altă rochiță ca să mă vadă cât mai multe rochițe posibil. Mă amuz acum chestia asta. Dar l-am plăcut pe băiatul respectiv de pe la 7 ani până pe la 10 ani. A fost o perioadă destul de lungă, nu știu dacă era împărtășită, cred, dar nu știu sigur, dar oricum, mi-amintesc cu plăcere, a fost prima iubire și ceva special, chiar dacă a fost cu mult, mult timp în urmă. Altfel, am mai avut o relație de foarte lungă durată și anume de 8 ani, de la 16 ani la 24 de ani. Însă nu este soțul meu, evident nu a rămas împreună. După cum spuneam, adevărata dragoste am întâlnit-o pe Facebook. Nu-mi plac băuturile acidulate, deci nu beau Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, nu știu, toate sucurile astea. Foarte, foarte, foarte rar la o petrecere, eventual dacă nu este altceva sau nu este apă rece sau nu, pur și simplu nu-mi plac băuturile acidulate. În schimb, beau foarte, foarte multă apă. Tot o chestie poate ciudată pentru unii, nu-mi plac chipsurile. Dacă foarte mulți copii consumau chipsuri când eram mică, mie nu-mi plăceau și nu le cumpăram niciodată. Din nou, mănânc poate foarte, foarte rar la o petrecere. Așa, iau una, două, dar nu-mi cumpăr așa ceva. În general, nu-mi place să corectez lumea, nu prea stă în caracter să fac chestia asta, însă nu pot să nu recunosc că mă îngrozește când văd cum scrie lumea. Și mă refer la chestia așa mai gen de bun simț, când scrii a dormi cu doi de i sau... Asta nu mai spun cu cratimă, când nu trebuie sau invers, toate chestiile astea, sau oamenii care vorbesc engleză, scriu în engleză și scriu greșeli de genul I ate it, în loc de I ate, pun ed când nu e cazul, sau alții care la fel pretind că știu engleză foarte bine și scriu, de exemplu, your eyes, în sensul de ochii tăi, dar scriu you, apostrof, r-e, deci your, ca și cum tu ești ochi, în loc de ochii tăi. Bine, ați înțeles ideea, cred. Încă o chestie despre mine, sunt stângace, adică scriu cu mâna stângă, mă refeream că la propriu sunt stângace, deși uneori, bineînțeles că sunt stângace și la figurat. În liceu am fost șefa clasei, ceea ce a atras antipatia multor colegi, dar asta e. În clasa 6 am avut păduchi. Da, până în clasa 6 eu am locuit în Banat, cum spuneam, și auzisem de păduchi de la părinți, de la, nu știu, mai auzisem că există păduchi, dar credeam că e un lucru care a existat pe vremea părinților mei sau a bunicilor mei. Chiar credeam că în zilele noastre nu mai există păduchi. Mă gândeam așa la ceva ca și cum ar fi râie sau nu știu, ceva care a fost cândva și nu prea mai există în zilele noastre. Însă în clasa 6 ne-am mutat din Banat în aproape de București și acolo se pare că a avut cineva din clasă și am luat și eu păduchi și da, mi-am amintesc că bunica mea ne-a dat cu gaz pentru că am luat eu din clasă și am dat la toată familia, bineînțeles, și mirosea foarte mult a gaz la noi în casă pentru că toți a trebuit să ne dăm ca să scăpăm de ei.
Nu îmi place să arunc mâncarea. Pur și simplu, dacă mi se pune în farfurie ceva, încerc să termin, cu toate că poate nu mai e nevoie să mănânc. Pur și simplu pentru că mă gândesc că risipa nu este ok și încerc să, chiar încerc să nu arunc mâncarea, gândindu-mă că sunt atâția care nu-și permit și mi se pare că trebuie să te gândești mai bine în momentul în care mergi la cumpărături, ce urmează să gătești, așa mai departe, ca să folosești la maxim tot ceea ce ai cumpărat. Cu toate că îmi iubesc părinții extrem de mult, evident, nu le-am spus niciodată lucrul acesta. Și nu știu exact de ce, am mai întrebat mai mulți prieteni, mai multe cunoștințe și mi-au spus același lucru, că nu au spus niciodată în viața lor părinților că îi iubesc, deși evident că îi iubesc. Dar a fost așa mereu un subiect tabu și știu că la un moment dat am auzit o prietenă spunându-i mamei te iubesc și mama a spus da, și eu te iubesc, mami. Și am rămas așa, mi-am zis că am rămas puțin pe gânduri și m-am gândit, păi, oare părinții mei mă iubesc, că nu mi-au spus niciodată chestia asta. Și chiar i-am întrebat pe ai mei, știți, voi mă iubiți? Vreau să vă întreb pentru că, nu știu, nu mi-ați spus niciodată. Iar reacția părinților mei a fost ceva de genul, tu ce părere ai, hello? La cum ne purtăm cu tine și ce facem pentru tine, tu crezi că nu te iubim? Ia gândește-te și tu singură. Deci ăsta a fost răspunsul, dar tot nu mi-au spus, te iubesc. Nu știu, pur și simplu, nu știu de ce, pur și simplu e greu să spui. Da, eu o să încerc să-i spun copilului meu că iubesc, deși evident că o să simtă asta, dar uneori cred că este frumos să o și spui, cu toate că e evident. Mi se pare drăguț, normal, îi spun soțului că-l iubesc, deci să nu-i spun și copilului că-l iubesc, nu? Dar cred că este o chestie de generație, care ține de o altă generație, poate că atunci nu prea se obișnuia, nu știu, aștept să-mi spuneți și voi cum a fost situația pentru voi, dacă voi l-ați spus părinților voștri sau ei v-au spus vouă. Sunt înnebunită după Crăciun, este sărbătoarea mea preferată. Pur și simplu mă încântă atmosfera de magie, de vis, de poveste. Dacă și ninge, cu atât mai bine. Întotdeauna mi-a plăcut să merg la colindat. Îmi plăcea reacția oamenilor în momentul în care ne auzeau cântând și că venim cu o poveste la ei. Deci întotdeauna Crăciunul a fost pentru mine un moment foarte, foarte special și frumos. Și, da, clipul acesta este foarte, foarte lung, dar am ajuns în sfârșit și la ultimul lucru despre mine, numărul 50, și anume că sunt o persoană foarte pozitivă și foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am bun în viața mea. Întotdeauna încerc să văd partea frumoasă a lucrurilor, partea plină a paharului. Întotdeauna când am o zi mai puțin bună, încerc să mă gândesc la tot ce este deja foarte bun în viața mea. Și cred că asta mă ajută să fiu mai fericită și mai împlinită, ceea ce vă doresc și vouă. De aceea se și numește canalul meu Noela Vita e Bella, pentru că la Vita e Bella viața e frumoasă și trebuie să ne bucurăm de ea întotdeauna, de fiecare moment micuț, dar drăguț și important. Lucrurile mărunte te fac fericită și așa este și așa cum vă ziceam, sper să vedeți și voi întotdeauna partea plină a paharului și să atrageți în felul acesta pozitiv, lucruri pozitive în viața voastră în continuare. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit într-un clip atât de lung, dar sper că ați aflat mai multe despre mine. Aștept cu nerăbdare reacțiile voastre în comentarii, dacă mai aveți întrebări, să spuneți dacă vă regăsiți în câteva din lucrurile pe care le-am enumerat și dacă aveți sugestii de clipuri, lucruri care v-ar interesa, cu mare plăcere o să le filmez și până data viitoare eu vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag.